Bună dimineața, doamna președintă. Declarația mea politică de astăzi am intitulat-o Românii din diaspora nu sunt nici trădători și nici lași. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, într-o singură frază și plină de seninătate, crezând în ceea ce spune, candidata USR pentru funcția de președinte al României i-a făcut lași trădători pe cei peste 4,5 milioane de români care trăiesc și muncesc onest peste hotare. Candidata USR i-a jignit pe românii plecați de nevoie din țară, unii chiar din cauza unor personaje politice, precum doamna Lasconi. Habar nu are domnia sa ce este în sufletul unui român care își lasă copiii, părinții, casa și țara, doar ca să le asigure acestora un trai mai bun. Știu asta pentru că am trăit 30 de ani în diaspora, și în fiecare zi am visat să mă întorc acasă. Cel mai greu lucru de pe pământ este să pleci din țara ta, departe de cei dragi ție. Stimați colegi, în urmă cu mai mulți ani, mai multe personaje sinistre din politica românească i-au jignit pe românii care muncesc în străinătate. Unul provenea de la Giurgiu și altul de la Cluj. Amândoi au fost dur sancționați politic de către români. Îmi exprim speranța că cei din USR vor înțelege și se vor disocia imediat de președinta lor, candidată la prezidențiale. Este inacceptabil să ofensezi milioane de români care, din sudoarea muncilor, trimit anual miliarde de euro în țară către familiile lor. Este inacceptabil să ai un asemenea comportament față de românii din diaspora, pentru care USR și celelalte partide nu au avut niciodată soluții. Singura speranță a românilor de peste hotare și a familiilor rămase în țară fiind Partidul Național Liberal. Este inacceptabil să jignești oameni care nu au cerut niciodată nimic, ci doar au oferit și oferă țărilor. Personal, ori de câte ori voi merge în diaspora, voi face cunoscută fiecărui român mentalitatea toxică a candidatei USR la președinția României și voi întreba dacă ei se consideră lași sau trădători. Vă mulțumesc, Valentin Făgărășan.